o muncă de câteva luni de monitorizare în Parcul Național Semenic. I-am axat mai mult pe râs, să surprindem un exemplar din specia râs. Am reușit să surprindem în Parcul Național Semenic Cheile Carașului, în zona Cheile Carașului, un exemplar de mascul destul de frumos, pe care l-am monitorizat timp de câteva zile cu camerele noastre de supraveghere. Recunoaștem că este un lucru extraordinar. Râsul Lynx-ul, cum se mai spune, Lynx, este foarte greu de văzut, foarte scump la vedere, să zicem așa. Deci este o felină care este foarte retrasă, noaptea își procură hrana, se plimbă, înțelegeți? Și de asta a fost foarte greu pentru noi. În schimb, suntem foarte mulțumiți pentru că totuși am reușit timp de câteva zile, într-adevăr, după care nu l-am mai... Dar, na, o să încercăm și pe viitor să îl monitorizăm, ținând cont că arealul lui este foarte vast, până la 2000 de kilometri pătrați, între 100 și 2000 de kilometri pătrați. La ce vă ajută pe dumneavoastră faptul că ați reușit să-l identificați cu camerele? Să luați anumite decizii vis-a-vis de această specie? Sigur că da, ținând cont că la nivel mondial râsul este o specie, să nu zicem pe cale de dispariție, dar este într-un număr de exemplare foarte redus. Sigur că cele mai multe sunt în Rusia, după care e Europa, dar e un lucru foarte important ca să avem o bază de date și să-l monitorizăm. Sigur că nu este doar un exemplar, sigur sunt mai mulți, mai avem și în alte zone, nu doar în Cheile Carașului, dar e bine de știu și monitorizat ca să îi creăm, eu știu, pe viitor liniște. Vis-a-vis de protecție nu vrem să ne implicăm foarte mult, adică el ar trebui să-și desfășoare în condiții naturale. Împerecherea, creșterea puiilor și absolut tot ce ține de specia aceasta. Noi doar atât, că am vrut să-l monitorizăm și să monitorizăm și în continuare și să avem o evidență a exemplarelor din parcul nostru, Național Semenic Cheile Carașului. Parcul Național Semenic Cheile Carașului are o suprafață totală de 36.200 de hectare și are un contract de administrare cu Regia Națională a Pădurilor, Rom Silva. Ce specii de animale mai sunt? În Parcul nostru național avem, pot să zic, o varietate de specii, dintre care se numără și râsul, sporadic apare și ursul, iar în schimb avem cerb, carpatin, căprior, lup, vulpe, mistreț și cam iepure. Putem să spunem că avem cam toate speciile de faună aproape. Okay. Numele și punctele de aici. Mă numesc Ivca Nicolae și sunt șeful pazei din cadrul administrației Parcului Național Semenic Cheile Carașului. Da, să știu, eu mi-s născut din 59 în Reșița. Și ce să spun? N-ați auzit că avem animalul ăsta, o specie rară? Nu, la procuratură, nu. Lucrul la procuratură de 22 de ani, dar n-am auzit. Nu? N-ați auzit? Ați vreodată în Cheile Carașului? N-am fost.
da un râs adevărat, eu știu. Ați văzut? La zoo sau la circ? Râd eu. A, râdeți-ne. Hai că simpatică ești. Mulțumim. Dacă ai uitat ruși? Nu, râși, râși, felina, râsul. Nu știam. Nu știați. Ați văzut vreodată în realitate un astfel de animal? Nu, 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 nu. Ce părere aveți? L-am văzut numai la televizor. Ce părere aveți? Fiind o felină rară, ar trebui protejat? Ar trebui protejate toate, nu numai râsul. Pentru că ele sunt fauna țării noastre, nu, e normal, nu? Și nici urși, nici lupii chiar n-ar trebui stârpiți chiar așa, 100%. Deci trebuie protejați neapărat. Mulțumim frumos! Imposibil la... Bine, râsul e specific pentru banat. Și pentru banat. Este. Ați văzut vreodată în realitate unul? Da, eu am văzut. Da? Da. Ce credeți? Ar trebui protejată specia, este, având în vedere că sunt puțini? Este protejat. Legal e protejat. Răsul, sigur. Păi, mulțumim. Plăcere. Dați un minut. Scuze, mă grăbesc. Hai să vedem, doamna. Nu. Nu, chiar nu știu. Ce părere aveți despre totuși o specie pe cale de dispariție? Mă îndoiesc să fie apărut aici în zona noastră un asemenea animal. Dar mă rog, eu am fost plecată mult timp și chiar nu știu, nu sunt la... Poate un pui de râs pentru toată lumea. Acum în prag de primăvară. Sper. Ați văzut vreodată unul în realitate? Nu, nu. Credeți că dacă exemplarele există, ar trebui protejate? Mi se pare normal. La noi este deja planeta, atât temperatura cât și terenul, solul, absolut toate au început să se modifice. Și ar cam trebui să avem grijă de natură. Părerea mea. Mi-a zis soțul meu acum că l-a văzut pe internet. Da, aia. Ce părere aveți? Totuși e o specie pe cale de dispariție și tocmai la noi aici. Și am înțeles că e chiar speriat. Tot timpul speriat, nu? Să mai vină și neamurile lui. În realitate ați văzut vreunul până acum? Nu, niciodată. N-am văzut. Nici noi, nici copiii noștri. Dar să sper